It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Salutare toată lumea, eu sunt Mordo și bine m-am găsit după foarte, foarte mult timp în care nu am mai dat un semn de viață pe YouTube. A trecut ceva timp de când am mai filmat. Sper ca totul să iasă ok și sper să reușesc să postez clipul ăsta. Am mai avut 2-3 clipuri programate, gen făcute, salvate, trebuia doar să le postez, pe care am decis să nu le mai postez. Sper ca acest clip să nu fie, nu aibă acea soartă ca celelalte. Și da, astăzi o să vă zic unde am fost și de ce nu am mai postat pe YouTube. Cu alte adăugări, să începem. Ei bine, în tot acest timp nu am dispărut. Adică tot filmam, tot aveam scenarii de film, scenarii pentru animație, Mordo și Max, doar că am considerat că e mai bine ca o perioadă să nu mai postez pe YouTube. De ce? Ei bine, consider că această platformă nu prea mă mai favorizează, nu prea mă mai ajută, nu prea mă mai susține, deoarece urmăritorii au scăzut senzațional de mult, vizualizările au scăzut extraordinar de mult și chestia asta m-a demoralizat complet. Plus, am considerat că nu prea mai are rost să stau să lucrez atât de mult pentru niște videoclipuri care vor fi vizualizate doar de 12 persoane. În concluzie, m-am lăsat de YouTube pentru că nu a mai fost activitate atât de mare pe canal. Și am considerat că de ce, că munceam degeaba din pentru videoclipul Mordo și Max, pentru că pentru Mordo și Max se depunea extrem, dar extrem de mult efort. Atât eu, cât și echipa din spate lucra destul de mult, lucram cu zile pentru un videoclip de câteva minute. Și să lucrez câteva ore, câteva zile chiar pentru un scenariu, pentru animații. Și să observi că numai 14 persoane se uită, nu prea mai arde să te chinui să postezi. I don't know. Consider că Mordo și Max au încheiat. Consider că nu mai are rost și din păcate Mordo și Max nu o să mai apară pe YouTube. Posibil să apară un ultim film de Crăciun. Posibil, nu se promite absolut nimic. Adică nu am mai vrea să avem parte de atât de mult. Nu avem timpul necesar să lucrăm la un film de o oră pentru Mordo și Max. Iar în plus, echipa Mordo și Max s-a destrămat. Adică oamenii care lucrau la Mordo și Max în trecut nu mai sunt, nu se mai păstrează legătura și am hotărât să nu mai lucrăm împreună. Faza este că există în momentul actual doar 2 oameni care se ocupă de Mordo și Max, care s-ar putea ocupa de Mordo și Max. Eu și Denis. Cine nu știe pe Denis, acesta este Denis. Cred că o să-l pun pe ecran, cel mai probabil, într-un colț. Acesta este Denis. Personajul care s-a ocupat în special de muzică, în special de scenariu, alături de mine în majoritatea episoadelor. Am avea niște scenarii pentru un film, doar că nu știm cât de mult ar mai prinde în episod Mordo și Max. Acum să trecem la următoarea întrebare care cred eu că pe mulți dintre voi chiar vă interesează extraordinar de mult. Ok, Mordo și Max, serialul care a făcut relativ
cunoscut acest canal, serialul care a crescut acest clan. Ce se întâmplă cu el în aceste momente? Va mai apărea Moldovski și Max sau nu? Ei bine, răspunsul este nu. Mordo și Max s-au încheiat. Deși nu avem un sfârșit concret ce s-a întâmplat cu fiecare personaj, unde este Mordo, unde este Anais, Bianca, Denis, Andrei, Max și mulți alții. Ce se întâmplă cu ei? Ei bine, personaje nu au un sfârșit, că nu se întâmplă încă nimic cu ele. Sau ce putin, n-am găsit noi un scenariu potrivit pentru fiecare personaj. Ne gândim ca până la sfârșitul anului să avem un film care fie și sfârșitul serialului Mordo și Max și să arate ce se întâmplă cu fiecare personaj, cine moare, cine trăiește și așa mai departe. Poate vă întrebați de ce Mordo și Max s-a încheiat. Ei bine, răspunsul este simplu. Hate-ul primit din cauza platformei pe care a făcut Mordo și Max, acela fiind Catch Life. Partea nașpa la Catch Life este că sunt două tipuri de creatori pe această platformă. Copiii toxici de 8 ani care se dau fani LGBT și susțin toate porcărie cu ajutorul acestei aplicații, și persoane care vor doar să facă o animație ok pe telefon, pentru că nu își permit să facă o animație pe calculator profesional. Și ajungem să ne luăm hate din cauza unor copii toxici care se cred cineva doar dacă susțin LGBT și așa mai departe. Și chestia asta e destul de trist, din nefericire. Și da, încercăm să facem ceva cu serialul, să nu lăsăm așa tot în aer. Nu promite nimic despre Mordo și Max, momentan totul este în derivă. Nu prea știm cum am putea face serialul să se termine cât de cât ok. Vom reveni cu detalii despre serialul Mordo și Max. Și acum să trecem la următoarea întrebare. Let's go! Pe acest canal lucrurile se vor schimba extraordinar de mult, contentul se va schimba foarte mult. Vreau să aduc ceva nou pe acest canal, ceva ce nu am făcut până acum. Voi continua și cu faza cu gamingul. Voi începe să postez foarte multe live-uri atât pe pagina oficială de Facebook, pe care încerc să creez și să o refac, cât și pe canal. Voi face multe colaborări pentru că vreau să cresc împreună cu alți creatori de conținut mai mici ca mine sau mai mari. Vreau să fac story time-uri pentru că consider că aș avea multe povești destul de amuzante pe care să vi le povestesc. Și mi-aș dori să încep o serie în care povestesc anumite lucruri care se întâmplă pe internet, îmi dau și eu cu părerea, într-un fel sau altul, ceea ce face Eurovision. Cam atât cu episodul de azi. Am încercat să explic cât am putut-o de bine de ce am dispărut de pe această platformă, ce se va întâmpla cu Mordo și Max și ce urmează să postez pe acest canal. Sper că v-a plăcut. Voi mai promit că de data asta o să mă țin mai mult de YouTube. Sper din suflet ca acest canal să revină la starea lui, care era destul de bună. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share m-a ajutat foarte mult și până data viitoare, pe curând!
straight from the underworld, coming for the underground. Motherfuckers better watch out for the male hounds. I never's been the motherfucking gang that you all down. Risen up the purgatory, all you bitches done now. Straight from the underworld, coming for the underground. Motherfuckers better watch out for the male hounds. I never's been the motherfucking gang that you all down. Risen up the purgatory, all you bitches done now. Death is your minimal punishment. Boy, you better recognize who you fuck around with. Only five.